Bună seara, domnilor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să urmăriți dezbaterile Metropolei. Privesc Europa cu reținere, așa cum privesc Rusia cu reținere. Și nu sunt fanul Americii, dimpotrivă. Nu mă asociez cu viziunile politice ale nimănui, ci doar cu Evanghelia lui Hristos și propria mea înțelegere asupra lumii. Niciodată nu am căutat să impun altora punctul meu de vedere. De aceea, obligația aceasta de a mă asuma gândirea colectivă din reflexele corectitudinii politice mi se pare un soi de obrăznicie pe care am dreptul să nu o accept. Sunt cuvintele părintelui Ciprian Mega, preot paroc la Biserica Sfântul Spiridon din Oradea, dar mai cunoscut publicului larg în calitate de cineast, autor al câtorva pelicule care au făcut vâlvă pe plan internațional, iar aici în țară au stârnit nenumărate controverse. Vom discuta în această seară despre lucrurile care îl apasă pe părintele Ciprian Mega și despre calea pe care a ales-o pentru a le face cunoscute lumii, dar mai întâi vă invit să urmăriți trailerul ultimului său film, 21 de rubini. Sunteți părinții lui Ciofu. Copil bun. Foarte bună lucrare a avut. Merită să studieze în școala noastră. Numai că noi am pierdut baremul. Păi faceți altul. Și binecuvintează moștenirea ta. Și cât ne-ar costa, părinte? Milioane. Ascultați aici ce vă spun eu. Singura noțiune care ne unește, singurul lucru pentru care interesul unui nu se stinge niciodată, este bani. Ăsta este singurul bun ecumenic pe care îl avem în pragul acestui nemilos fâșitrime. Începem dezbaterea în această seară, așa cum a spus, împreună cu părintele Ciprian Mega și jurnalistul Mirel Cura. Bună seara amândurora și bine ați venit! Bună seara. Părinte, avem multe să vă întrebăm în seara asta și avem multe curiozități, dar aș începe cu una așa mai un pic naivă, dar care cred că are un răspuns mai complex decât ar părea la prima vedere. De ce faceți filme? E ca și cum v-aș întreba eu pe dumneavoastră. Primul rând, bună seara și bine v-am găsit și eu. De ce respirați? E o nevoie. Așa cum dumneavoastră simțiți să organizați această dezbatere, la fel eu probabil simt să mă exprim prin cinema în această perioadă a vieții mele. Bine, pentru mine, în primul rând, este și o slujbă, un mod în care îmi câștig pâinea. Noastră bănuiesc că nu este activitatea principală. Nu, dar sunt convins, pentru că am urmărit emisiunile dumneavoastră înainte să accept invitația și am văzut politețea cu care abordați fiecare invitat și îmi dau seama că faceți lucrul ăsta din vocație. Ori vocație e o chestiune cu care te trezești, un dar de la Dumnezeu, așa cum simt că Dumnezeu mi-a dăruit vocația slujirii în biserică și cumva El m-a chemat înainte ca eu să conștientizez că vreau să slujesc biserica, la fel și către cinema. Și cred că lucrul ăsta funcționează în toată sfera asta a artei. Dacă nu există vocația, în zadar încerci să împingi zidul, pentru că el va rămâne acolo. Dar dacă vocația vine de la Dumnezeu, atunci orice zid, orice gard care stă înaintea ta dispare. Dar când ați avut revelația acestei vocații? A venit pe la 26-27 de ani gândul de a face film. Inițial m-am apropiat de literatură, Cumva mai la îndemână, adică să scrie pare mai simplu decât să faci un film. Asta e o activitate artistică mult mai complexă din punct de vedere tehnic. Da, m-am apropiat de literatură mai mult ca cititor, evident, ca noi toți. Și apoi am simțit că filmul este totuși arta completă, pentru că se adresează omului
atât vizual, cât și prin sunet, prin muzică, trezește simțurile altfel. Vedeți, biserica se adresează omului prin cele 5 simțuri pe care le-a enumerat în vechime Aristotel. Și la fel, omului, biserica se adresează celor 5 simțuri omului trupesc, dar în același timp se adresează omului lăuntric, descoperindu-i împărăția lui Dumnezeu. Ei, cinemaul, care este desigur o artă imperfectă, se adresează prin văz, prin auz și creează emoție într-un mod mult mai apropiat sufletului meu decât ar face o literatură. E adevărat că știți că se spune și în meseria noastră, în jurnalism, că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Asta e valabil, practic, și în artă. Imaginea are un impact de multe ori mult mai puternic, mai ales atunci când se dorește transmiterea unor idei și nu când facem artă de dragul artei. Dar ce vă motivează mai mult? Impulsul artistic, să spunem, sau ideile pe care le aveți și care credeți că asta este cea mai bună metodă de a le transmite publicului prin intermediul acestor producții cinematografice? Vedeți, astăzi să faci film e un lucru foarte greu. A fost greu dintotdeauna, dar mai cu seamă astăzi. Astăzi e foarte ușor să transmiți o idee scriind un text simplu pe Facebook sau pe Instagram și în același timp să ai mult mai mulți cititori, mult mai mulți oameni cărora să te adresezi. Filmul, deși nu știu câți oameni conștientizează lucrul acesta, filmul are destul de puțini spectatori, mai ales în țara noastră, și lucrul ăsta este valabil în general în Europa și acolo unde se face film de autor, pentru că filmul de autor presupune oarecare pregătire și sufletească și intelectuală să te apropii de el. Iar eu când spun film de autor, spun filmul care nu este de propagandă, pentru că întotdeauna cinemaul a fost un teren pentru propagandă. Se întâmplă astăzi cu filmele de la Hollywood, s-a întâmplat în perioada comunistă, în țările comuniste, cu filmele care erau subvenționate de guvern și făceau parte dintr-o propagandă de stat. Se întâmplă astăzi și în zona aceasta filmului care se recomandă pe sine film de autor și autorilor care se recomandă au autori de film artistic, dar ei slujesc practic o propagandă pentru că urmăresc o anumită rețetă de succes, mai ales pentru festivaluri, pentru că festivalurile sunt foarte importante pentru această categorie de artiști. Și apoi mai există un segment foarte, foarte restrâns, autorul de cinema, care face artă conform conștiinței lui, pentru a transmite un mesaj. Dar e foarte interesant că mesajul acesta nu-l transmiți neapărat omului din imediata ta vecinătate, ci el trebuie să rămână în picioare, mai ales după ce tensiunile din societate, atunci când ai făcut filmul respectiv, vor dispărea. Filmul acela să rămână ca o mărturie a ceea ce a însemnat omul în acea perioadă, în acea epocă. Iar lucrul ăsta este foarte, foarte greu. Eu personal am și o chestiune foarte subiectivă. Mă gândesc peste 20 de ani, dacă voi fi sau nu voi mai fi eu pe aici, cum vor vedea copiii mei filmul respectiv. Se vor rușina de ceea ce a făcut tatăl lor sau se vor bucura și vor spune, uite, tata a dat o mărturie despre lume prin această fereastră pe care a deschis-o prin cinema. Aici cred că exagerați un pic, că motiv de rușine nu vor avea, indiferent de direcția în care va merge lumea în acești 20 de ani. Așa. Despre valoarea lui însă documentară, să spunem, și de mărturie a unor vremuri, da, asta e interesant. Până la urmă, mie filmul mi se pare o modalitate pentru ziua de astăzi de a face o altfel de iconografie. Vedeți, icoana în spiritualitatea ortodoxă, mai ales icoana bizantină, reprezintă o fereastră către cer. Noi vedem către cer, nu prin icoana pictată după Erminie. E, cinemaul este o fereastră către lume, prin care vedem lumea, prin care îl descoperim pe celălalt, pe care, în mod normal, nu avem timp să-l ascultăm, nu avem timp să-l analizăm prin limitele acestea pe care ni le impune tăcerea. Mie îmi place foarte mult momentul acela din sala de cinema, când se sting luminile și noi, practic, vedem
pe pânză vedem chipurile unor oameni, unor oameni pe care, mult normal, îi vedem și în viața de zi cu zi, pentru că și eu, ca autor de film, am căutat întotdeauna să duc în film oameni pe care cumva i-am întâlnit sau oameni pe care, care să însumeze mai multe persoane, caractere pe care le-am întâlnit, dar pe care noi nu avem timp să-i ascultăm, cu care nu avem timp să dialogăm, dar interesant că acolo, pe scaunul din sala de cinema, putem să descoperim aceste tipologii. E foarte interesantă analogia pe care ați făcut-o și ați spus că filmul este un nou mod de a face iconografie, dar vă întreb cum se împacă libertatea de creație a artistului cu canoanele iconografiei. Iconografia presupune niște canoane, da? Noi nu putem să pictăm icoane oricum. De asta am spus un alt tip de iconografie, pentru că cinematografia are anumite canoane. Aceste canoane nu se mai respectă astăzi. Până la urmă, am avut o discuție cu un cineast mare pe care îl apreciez foarte mult și concluzia unei serii îndelungate pe tema cinematografiei a fost că, până la urmă, noi lucrăm cu chipul lui Dumnezeu. Lucrăm cu chipul lui Dumnezeu pentru că, în scenariu, pentru că orice film presupune un text literar care este scenariu și stă la baza filmului care se naște, în scenariu aducem chestiuni pe care le-am întâlnit în viață și zbaterele omului din societatea de astăzi sau din epoca pe care o ilustrează filmul. Pe de altă parte, există un alt drum către personaj, către adevărul pe care îl căutăm în film, pentru că întotdeauna în filmul de autor cauți într-o formă adevărul. Iar foarte mult te ajută actorul, chipul actorului, mai ales privirea actorului care, la un moment dat, trebuie să exprime adevărul și o face prin experiența pe care o am, nu prea îndelungată, pentru că nici vârsta nu permite, pe platou de filmare. Adevărul acesta vine atunci când actorul nu mai conștientizează că spune adevărul, nu mai caută să joace un rol, să interpreteze un personaj, și el însuși devine personajul respectiv și îți transmite uneori în supărarea lui față de regizorul care are impresia că îl agreștează, îți transmite un adevăr de viață. Și întotdeauna când ajung la punctul acesta, simt că Dumnezeu lucrează în arta aceasta a cinemaului, lucrează prin ceea ce a lăsat, adică privirea aceasta a omului creat de el. Mirel, uite, l-aș fi întrebat pe părintele Ciprian, dar îl întreb indirect întrebându-te pe tine. Tu, ca și privitor, nu știu dacă ai văzut toate filmele regizate și scrise de domnia sa, dar pe ultimul sigur l-ai văzut, pe 21 de luni. Da. Ai simțit în vreun fel, să spunem, că este un film făcut nu de un profesionist cu zeci de filme din industrie, care a absolvit școală și așa mai departe, și că este, mă rog, amator este un cuvânt nepotrivit, că e... Nu despre asta e vorba, dar de un regizor cu mai mică, mai puțină experiență. Pentru că întrebarea pentru părintele era de ce, ok, a avut ideea, a scris scenariul, care e baza oricărui film, de ce nu a apelat la un alt regizor, să spunem, mai experimentat? Radu Nange, am avut timp să mă uit și să mă gândesc la chestia asta. Pentru mine, filmele care au... Nu am ratat niciun film care are tematică religioasă sau duhovnicească, sau nici unul, de la Ostrov, Insula, până la Numele Papei Rege, o capodopera cinematografiei italiene, nu am ratat absolut niciunul. Atunci, pe mine, eu am văzut filmul părintelui cu o curiozitate extraordinară. Am vrut să văd ce surprinde părintele dintr-o anumită realitate. Realitate pe care mărturisesc că eu am evitat-o încălcând principiile meseriei de gazetar.
au fost subiecte pe care eu le-am evitat, considerând că fac mai mult rău. M-am cenzurat. Și am fost foarte, foarte curios să văd tocmai aceste accente. Mie filmul mi se pare unul care rămâne ca film de referință. Este primul film românesc care abordează o anumită realitate. Acum, exact asta era și legat de asta era întrebarea pe care o aveam în minte, prima întrebare pe care să o adresez părintelui. Ați atins, ați depășit un anume prag al notorietății și al, sigur, și un procent o fi mai mic de simpatie. Cum gestionați chestia asta? Mândrii, ce faceți cu mândria, cu trufia, cu... Da. Cum gestionați? E o chestiune delicată pentru că eu m-am ferit întotdeauna de soiul acesta de notorietate. Nu am nici activitate pe rețele de socializare. M-am străduit să fiu într-o marginalitate care îmi creează mie un confort, în primul rând un confort pentru slujirea în biserică și apoi și un confort artistic. Dar, într-adevăr, calea acestui film mi-a schimbat puțin confortul acesta și nu pot să spun că mă bucură acest soi de notorietate. Vă tentează? Nu, absolut deloc, nu-i pe firea mea. Nu. Dar dacă vine la pachet și trebuie să fiu pus în fața oamenilor care mă întreabă și eu trebuie să le răspund, fac lucrul acesta. Mai mari dumneavoastră, cum au receptat filmul ăsta? Cum au l-au văzut toți, dar... S-au manifestat puțini. S-au manifestat puțini cei cu care sunt în relații bune și care probabil n-ar dori să le spun numele acum. Și da, să, da, da, nu, nici nu. Da. Dar filmul vorbește nu despre biserică, nu despre România, ci este până la urmă o invitație, cel puțin asta am vrut eu să fac, o invitație la iertare pentru societatea românească, pentru că dumneavoastră aveți experiență îndelungată cu interogatorii către politicieni. Noi, preoții, vorbim adesea despre ce se întâmplă în biserică, despre neajunsurile acestea pe care le vedem, dar rare ori conștientizăm că noi suntem parte a acestei lumi care se degradează, că Dumnezeu ne-a lăsat o lume frumoasă, iar noi o întinăm prin modul nostru de a înțelege existența. Și atunci am spus, filmul ăsta pe care îl fac, asta am spus-o de când am scris scenariul, filmul acesta va fi o oglindă. Nu trebuie să-mi zică nimeni, mi-a plăcut filmul tău, ci omul să se... Să cadă pe gânduri. Regăsească în filmul acela, că atunci când te uiți în oglindă, poți spune, îmi place ce văd, nu-mi place ce văd, dar un om profund, un om sensibil, va fi întotdeauna nemulțumit de ceea ce este el în acel moment înaintea lui Dumnezeu. Și am spus, dacă momentul ăsta din societatea noastră este dificil și este foarte dificil pentru că fiecare, mi se pare mie, ca, fiecare român are țara lui, fiecare, vedeți, din păcate și în biserică, foarte mulți duhovnici văd diferit biserica, oamenii trăiesc în realități paralele. Și atunci am zis, haideți să arăt eu cum văd realitatea, dar nu prin prisma gândirii mele, ci prin personajele din film pe care eu le-am întâlnit în viața aceasta. V-ați propus cumva să puneți pe gând ateul inteligent? Subliniez, inteligent. Da, să fii ateu e o chestiune serioasă și de acolo poate începe un drum al credinței. Din păcate, noi astăzi nu-i vedem pe atei exprimându-se, ci vedem un anumit tip de propagandă a oamenilor care, ne vorbeam și înainte de emisiune, oamenii care de, pur și simplu vor să intre într-un demers care a intrat societatea și el este slăbuț și intelectual și spiritual, nu poți avea, dumneavoastră spuneați că nu poți avea căutări metafizice atunci când nu înțelegi ce înseamnă metafizica. Da. Trebuie să ne oprim câteva minute pentru publicitate. Revenim însă că avem încă multe întrebări de adresat.
sunt în direct alături de părintele cineast Ciprian Mega și jurnalistul Mirel Curea de la evenimentul zilei. Părinte, vâlva pe care a făcut-o acest film 21 de Rubini se bazează în bună măsură, din ce am apucat și eu să văd, pe tendința unor comentatori de orice fel de a găsi similitudini cu personaje din viața reală, cu din viața politică actuală, oricum, îndreptățite al minteri. Însă eu personal cred că lucrurile sunt un pic mai profunde decât atât și că asta este doar o consecință. Nu asta a fost gândul noastră când ați pornit să faceți acest film. Iar eu simt și, mă rog, ca să respectăm adevărul adevărat, mi-a părtășit cineva acest gând și după aia am reflectat la el și pot să spun că subscriu. Eu cred că prin filmul ăsta noastră predicați întoarcerea la cuvântul lui Iisus prin pilde moderne, găsind niște personaje care îndeplinesc acest rol. Personajele din filmul nostru sunt între tentația, între ispită și mântuire. Și încep prin a păcătui și ajung pe calea, într-un fel sau altul, pe calea cea dreaptă. Spuneți-mi dacă greșesc. Intuiți bine lucrurile. Revin la partea de scenariu, care este partea de acolo unui plecăm. Film, că de acolo plecăm. Scenariul în faza actuală a filmului, așa cum îl vedeți, de fapt cuprinde mult mai multe povești. Eu am oferit fiecărui personaj care vine în film o plajă mult mai largă. Fiecare personaj, ați văzut primarul care apare în film, protopopul, părinții, chiar și procurarea. Chiar și secretarul de stat. Fiecare vine cu altă poveste. Fiecare duce în spate un scenariu pe care povestea lui noi nu o vedem, ca și în viață. Când întâlnești un om, nu știi ce bagaj sufletesc duce acela. Dar simți în privirea lui, simți în modul în care relaționează cu oamenii, îți dai seama că el însuși vine cu anumite traume. Ei, toate personajele acestea, cu traumele lor și mai ales cu percepția lor despre România. Fiecare vede România diferit, pentru că eu, prin filmul ăsta, m-am adresat publicului român. Nu m-a interesat publicul de altă limbă, ci publicul din România care să rezoneze într-un fel cu fiecare, cu un personaj anume. Toate poveștile acestea s-au intersectat ca într-o ciocnire puternică într-un film care poate să te bucure, poate să-ți creeze nostalgii, poate să te facă să urăști, dar cu siguranță nu rămâne indiferent. O lucru ăsta pe mine mă mulțumește. Eu, auzind câte dezbateri sunt pe rețele de socializare și în presă și că mulți sunt contrariați și mai ales că oamenii văd diferit și citesc anumite lucruri într-o cheie total diferită de ceea ce ar putea transmite filmul, mi se pare că am reușit ceea ce am dorit, pentru că și în lume întâlnim în viața de zi cu zi toate aceste absurdități. Spui un lucru și celălalt înțelege altceva. Rostești un cuvânt, dar filtrul prin care îl ascultă celălalt este total diferit și el percepe altceva decât spui. Mi se întâmplă, dumneavoastră, frecvent în presă lucrul acesta. Mi se întâmplă și nouă când predicăm. Ei, în cinema nu poate fi altfel. Spuneți un pic mai devreme, apropo de modalitățile prin care putem transmite uite, o postare pe rețele sociale poate fi mai eficientă, că îți adună nu știu câți privitori. Numai că trebuie să fim conștienți de faptul că pe toate rețelele sociale oamenii sunt mult mai puțin dispuși să înțeleagă, sunt dispuși să vadă, sunt atrași, interacționează. Eu zic că aici, iertați-mă că vă întrerup, oamenii sunt dispuși să comunice, nu mai sunt dispuși să asculte pe celălalt. Da, oricine da. O vine cu provocarea aceasta. Stai acolo și vezi filmul și ascult. Dacă luați clipuri de pe TikTok, de pe YouTube sau chiar și de pe Facebook și vedeți, ok, au milioane de vizualizări. Da. Trebuie să vedem care este timpul mediu de vizualizare a unui clip. Și o să vedeți că e de câteva secunde. Deci da. Nimeni nu are răbdare. Pe când dacă ai intrat în sala de cinema și ai un film de 2 ore, pe 2 ore stai și ești expus acolo la ce vrea filmul ăla să-ți transmită și poate că în felul ăsta
permeabilitatea ta ca receptor este mai mare și sunt șanse mai multe ca omul acela, adică are, face pe deplin sens să vrei să transmiți lucruri, idei în acest mod, decât prin modul acela simplist. Absolut, aveți dreptate. Eu de altfel m-am hotărât în viața asta să nu am legătură cu modul acesta simplist de a comunica, pentru că cred foarte mult în responsabilitatea cuvântului cu care ieși în lume și că trebuie să aibă o tărie cuvântul acela, pe care mi se pare că toată presiunea aceasta a rețelelor de socializare și a modului de a se comunica în lumea de astăzi contravine percepției mele asupra cuvântului, pentru că până la urmă cuvântul trebuie să propovăduiască într-o anumită formă, inclusiv cuvântul dintre oameni. Cuvântul pe care eu vi-l spun acum trebuie să rămână în picioare și peste 2 ani, și peste 3 ani, și peste veșnicie, pentru că pentru cuvintele pe care le rostim noi astăzi vom da cu siguranță răspuns înaintea lui Dumnezeu. Asta o credem noi cei credincioși. Ceilalți pot... Iar dumneavoastră, preoții în mit. Noi scăpăm mai... Noi poate scăpăm mai ușor, glumesc. Vă dați seama? Și dumneavoastră aveți prin textele de presă și prin aparițiile pe care aveți la televiziune, sigur că aveți o responsabilitate foarte mare, pentru că influențați gândirea altora. Dar vă dați seama câte gânduri am avut eu înainte de a scoate acest film pe piață. Vă înțeleg perfect, pentru că noi, jurnaliștii, ne jucăm sau ne putem juca cu onoarea omului. Putem să-l distrugem pe nedrept. Subiectivismul sau patima în gazetărie și nu scapi de ele. Foarte, foarte greu. Nu scapi de ele. Nu scapi de ele. Cea singura șansă a jurnalistului e să revină. Se-și ceară iertare când vede că a greșit. Se întâmplă lucrul ăsta? Da. Eu am pățit... Rar, părinte. Rar, dar se întâmplă. Se întâmplă. Am pățit lucrul ăsta, am nedreptățit un om și am terferit onoarea. Nu din rea intenție, ci pentru că aparențele așa arătau, iar eu am abordat cazul respectiv cu ușurință. N-am zăbovit pe el cât ar fi trebuit. 20 de ani mai târziu, eu am avut o postare pe Facebook în care am spus cam cum cred eu că trebuie să fie un jurnalist și persoana respectivă, care deja acum era o doamnă psiholog, mi-a spus, domnul Curea, este minunat ce a spus. Dar pe mine m-ați terferit nevinovat și nu v-aș cerut iertare așa cum propovăduiți. Iar eu, la fel de public, i-am spus, așa este, și când mi-am dat seama că am greșit, nu am avut suficient curaj, am dat dovadă de lașitate și uite, Dumnezeu v-a îndreptat ochii către postarea mea și vă cer iertare acum. Și în ziua de astăzi, prieten foarte bun. Minunat. Da, dar... Deci și în subsolurile Facebook-ului... Poate exista interacțiunea aceasta. Depinde ce stradă cauți pe Facebook ăsta. Da. Părinte, dar uite, facem o paranteză. Așa am eu o curiozitate oarecum naivă. Minunat. Spuneați un pic mai devreme că la un moment dat cu toții dăm socoteală. Și vin și vă întreb, în cazul în care slujitorii ai bisericii păcătuiesc și merg și se spovedesc ca orice muritor, primesc pedepse mai grele decât muritorii de rând pentru același păcat sau este egală măsură? Vă referiți la penitența da. Pe care o facem la spovedanii. Vedeți că spovedania nu este o întâlnire de unde pleci cu pedepse, ci este... pedeapsa vine dinainte, pentru că spovedania nu începe acolo unde te-ai întâlnit cu preotul și... Îți spune epitrahilul pe creștet, iar tu mărturisești și el îți spune fa asta, fa asta, fa asta. Și spovedania vine din momentul acela în care tu te întâlnești cu conștiința ta, în care te-ai ciocnit cu realitatea asta crudă care este păcatul care te învinovățește. Și când lăuntrul tău
suferă atât de mult încât se naște acel sentiment, sentiment de-a dreptul dumnezeesc pe care îl picură Dumnezeu în sufletul omului, care este pocăința. Cred că aia e cea mai curată formă a adevărului între oameni, pocăința. Când spui, cum a spus domnul Curea, uite, îmi pare rău și n-am avut curaj să spun până acum. Am făcut o porcărie și am fost lași. Da. Și, am și te lezat, apasă, m-a apăsat. Da. Vreme îndelungată. Și am lezat, demnitatea unui om. Da. Nevinovat. Și de aici am putea înțelege în cheia asta și filmul, pentru că eu am sesizat un lucru. Sesizez și în presă, dar în general în societatea românească. Noi avem o politică a resentimentului, permanent. Românul are nevoie și la fel și acum cu alegerile. Votăm revanșard. Întotdeauna trebuie să dăm o lecție cuiva și de asta nu iese. Dar nici politicienii n-au sesizat lucrul ăsta și observ că nici jurnaliștii, că nouă românilor ne-a fost lezată demnitatea și cumva demnitatea este mai importantă decât orice alt lucru, chiar dacă noi nu conștientizăm chestiunea aceasta. Nu ne sensibilizează atât de mult sărăcia cât lezarea aceasta a demnității. Aici trebuie să lucrăm foarte mult. Iar lezarea aceasta a demnității se vindecă prin iertare. Filmul meu, asta este, o pledoarie pentru iertare în societatea românească. Sigur că nu, asta nu înseamnă că am dori grațierea celor care... grațierea grupului Coldea sau că da. Intrăm în temă. Sau să nu mai vedem nemerniciile. Da. Nu, ci cred că ar trebui să ne așezăm lentila aceasta a iertării celuilalt, de a ne pune în poziția celuilalt și a spune, măi, eu cum aș fi procedat în locul lui? Care este măsura cu care îl judec? Să se apropie cumva de măsura cu care mă judec eu pe mine însumi. Aici, cred că... Da. Okay. Eu am regăsit în filmul ăsta parabola bisericii scăldătorii de la porțile Ierusalimului, care practic este chemarea la o biserică din afara bisericii, care biserica aceea este plină de oameni care sunt deja posedați de diavol, da? Și atunci îi chemăm în afară, într-un loc unde rămâne doar învățătura lui Hristos. Dăm la o parte toată zgura asta care s-a adunat. Și vă întreb, totuși, iertare, dar putem spune că dumneavoastră aveți, așa, în străfundul sufletului, o nemulțumire referitoare la biserica din România? Acum, dumneavoastră ați văzut personajul acela al părintelui Alexie, da, în cheia unui personaj pozitiv. Pentru mine, ca autor de film și ca preot, ca teolog al bisericii, el nu este un personaj pozitiv, cum de fapt nu există personaj pozitiv în viața reală, ci fiecare om are lumini și umbre, fiecare om are scăderi, iar părintele Alexie din film vine ca și unii dintre duhovnicii noștri care au trecut prin perioada comunistă cu anumite limite, cu anumite scăderi, cu anumite limite de înțelegere, anume că s-au rupt de o tradiție foarte mare. Vedeți că dacă ne uităm către spațiul grecesc și chiar către spațiul slav, au existat părinții ai bisericii care au construit o tradiție. La noi avem părinți mari ai bisericii, părinți mari ai bisericii românești din perioada aceasta, să zicem, comunistă și postcomunistă, care au construit o spiritualitate de supraviețuire. Ei au fost foarte mari și au făcut lucruri foarte mari, dar n-au crescut un leagăn duhovnicesc, cum am putea spune că a crescut părintele Emilian Simonopetritu, care a avut ucenici ai lui, sau părintele Efrem din Arizona, duhovnici foarte mari care au construit la rândul lor spiritualități mari, încât ei astăzi, deși sunt mutați în veșnicie, pare că sunt vii. Pare că când întâlnești un duhovnic al părintelui Emilian și spune, Gheronta nostru, părintele nostru, a spus asta și ai impresia că el a întâlnit ieri. Sau de părintele Efrem din Arizona. Am întâlnit la un moment dat un taximetrist grec care îmi spune, părintele meu Efrem a zis cu tare lucru. Zice, dacă nu l-ai întâlnit? Păi nu l-am întâlnit niciodată. Și cum nu l-ai întâlnit? Nu l-am întâlnit, dar am ascultat predici, l-am întâlnit pe părintele cu tare care l-a cunoscut. Și asta înseamnă că este un leagăn duhovnicesc în care părintele respectiv s-a pus el însuși în lucrarea Duhului Sfânt și ea, lucrarea asta este cumva independentă de el. Ori asta ne-a lipsit nouă, dar nu pentru că oamenii aceștia n-au fost dedicați total, ci pentru că
structura bisericească în România, în perioada aceasta vitrică a comunismului, nu le-a dat voie să se exprime în felul acesta. Noi astăzi spunem, și am auzit așa și în textele unor ierarhi care au trecut prin perioada aceea și parțial au dreptate, că la noi în biserică, în bisericile noastre s-au putut, copiii au putut fi botezați, mirii au putut fi cununați și chiar dacă noi am trebuit să facem anumite compromisuri cu statul. Realitatea este că există și o altă față a acestei monede, și anume ruptura de o tradiție, iar noi trebuie să înodăm spiritualitatea noastră cu tradiția aceea mare, pentru că lucrurile funcționează diferit în biserică, iar experiența bisericii nu este de 20 de ani, de 50 de ani, ci avem 2 milenii de gândire creștină și nu putem inventa roata. Părinte, acum, eu n-aș vrea să fiu retoric acum, că nu asta e treaba mea aici, dar poate și părinții din perioada aia nenorocită erau foarte iertători. Absolut. Acum, o să-mi spuneți că nu, sunt un prost creștin acum, și nu greșiți dacă îmi spuneți chestia asta. Părinte, eu înțeleg foarte bine cum e cu iertatul ăsta, dar unii oameni sunt posedați de dracu, Doamne iartă-mă. Eu cunosc asemenea personaje care respiră rău, emană rău, omoară, distrug destine, distrug familii, distrug... Eu aici, sincer, am spus și duhovnicului meu chestia asta, eu aici mă încurc rău de tot cu iertarea asta. Eu acum nu o să continui ideea dumneavoastră, pentru că a spus ceea ce trebuie, și o să merg puțin mai departe și o să mă întorc la Părintele Alexie. Părintele Alexie, din film, este încărcat cu aceeași povară. Ați văzut, el face, îi adune pe oameni la o rugăciune, la o întâlnire în afara bisericii. Și cumva el se plasează în afara spiritualității autentice, fără să înțeleagă, fără să vrea. El a fost cumva fidel. Aia este spiritualitatea autentică. Nu poate fi. Eu așa am înțeles. Pentru că trebuie să existe un cadru. Vedeți, inclusiv cântările pe care le spun ei și care astăzi, din păcate, se aud în toate bisericile, dar ele sunt străine cultului bisericesc. Sunt niște cântări populare, îmbisericite, bune la anumite întâlniri, dar cumva străine de tradiția sfântă a bisericii. Și în zona aceasta, de la limita superstiției, unde a ajuns fără să înțeleagă, fără să vrea, și cumva l-a împins societatea, se află acest personaj pe care mulți îl percep în cheie pozitivă, iar eu îl percep pur și simplu cu milă în cheie umană. Adică el face tot ce poate ca lucrurile să funcționeze, să meargă mai departe. Dar omenește. Dar atât cât da. Atât cât i s-a oferit contextul să facă lucrul acesta. Ați văzut că și cheia aia că a fost legionar. Un asemenea, că și discuția asta e foarte, foarte profundă. E ca și cum peste 100 de ani vor judeca pe toți de la PSD, a fost PSD-ist și s-a terminat. A fost legional. Fiecare om a văzut, noi vedem biserica diferită. Au fost niște nuanțe, sigur, au fost niște nuanțe. Trebuie nuanțat. Și un asemenea om, cum au fost alți părinți, cum părintele Gheorghe Calciu, despre care am făcut un alt film, părintele Arsenie Papacioc. Nu-i poți judeca în funcție de opțiunea politică pe care au avut-o la un anumit moment al vieții. În care noi n-am fost prezenți. La fel, mai e o chestiune generalizată. Vedeți, se vorbește despre sfinții închisorilor. Și oamenii tind să generalizeze. Toți din închisori au fost sfinți. Bună oară, nu faptul că ai trecut prin închisoare te sfințește, ci modul în care ai primit suferința aceea, și atunci despre sfințenie putem vorbi în dreptul fiecărui caz. Nu putem vorbi la modul general, toți au fost sfinți. Deși poate că toți au fost sfinți, dar cu sfințenia nu are legătură opțiunea lor politică pentru care au fost arestați. Știți? Și sigur că contextul acela. În aceeași celulă au fost închiși criminal precum Țurcanu, care era deținut, și bietul părintele Vasile, Dumnezeu să-l odihnească, care a fost preot la Măgurele, care avea mâna retezată, degetele retezate de Țurcanu. Adică, și vedeți că noi generalizăm și luăm un moment. Toți sunt sfinți. Nu? Luăm un moment din viața, chiar din viața părintelui Calciu. A venit la un moment dat la New York cu un domn la mine și îmi spune: domnule, știu eu ceva despre părintele Calciu. În primul rând că el nu avusese
experiența directă. Auzise de la rândul lui, de la cineva care auzise de mai departe, în fine. Și îmi spune, Părintele Calciu a făcut lucrul ăsta. Nu, nici măcar cronologic nu putea încadra respectivul lucru pe care îl considera adevărat. Dar îi spun, și totuși, un moment din viața unui om poate pune eticheta... Nu pe... e definitoriu. Da, pentru întreaga lui viață și pentru întreaga lui zbatere. Până la urmă, viața noastră este o viață cu Dumnezeu în care ne apropiem, de multe ori îl trădăm pe Dumnezeu. Asta este experiența omenească și asta presupune devenirea omului. Devenirea omului însemnând chiar atingerea sfințenii în anumite cazuri. Părinte, uitați, haideți să deviem puțin de la fondul problemei. Vorba lui Stalin, cacaia deviația. Da. Și să vorbim un pic și de formă. Și am aici două întrebări să vă adresez. Prima ar fi, cum sunteți dumneavoastră pe platoul de filmare? Pentru că, mă rog, așa din ce mai știm și noi și astea, regizorii sunt personalități foarte puternice și fiecare, mă rog, au modul lor de a interacționa. Unii sunt satrapi, da. Sunt, da, da, și satrap pot să fie mai multe feluri. Noastră, cum sunteți? Eu cred că sunt calm și am disponibilitatea să-l ascult pe actor până când înțelege el unde trebuie să meargă. Pentru că... Păi și dacă nu înțelege, ce face? Se mai întâmplă, până unde merge se mai întâmplă și ciocniri. Dar încerc să le evit, pentru că nu poți influența, nu poți influența printr-o atitudine... Pentru atitudinea unui om dificil, unui om greoi, nu poți influența descoperirea personajului. Tot el trebuie să se dumirească în privința personajului pe care îl interpretează. Sunteți atunci... de acord cu ideea că personajul trebuie să fie compoziția actorului și nu neapărat a regizorului? Nu, sau... nu poate fi. Asta e o părere din zona actorilor, dar nu poate fi niciodată, pentru că actorul vede filmul lui cu personajul lui ca și în viață și trebuie să vină cineva care să vadă lucrurile în ansamblu, ca într-o orchestră în care fiecare știe partitura lui și dacă îi lași de capul lor fără dirijor, se aude ceva greu. Da, pot fi niște solouri, ok, dacă discutăm de o piesă clasică într-o orchestră, într-adevăr, e mai greu, dar pot fi și... Da, pot fi și one-man show, dar în filme de genul ăsta... Ok, și de ce într-un film care, mă rog, cel puțin din ce am citit așa și m-am informat destul de sumar, nu a beneficiat de vreun super buget extraordinar, ba înțeleg chiar că ați avut și niște dificultăți la un moment dat cu finanțarea, ați apelat la doi actori din străinătate cu nume destul de mari. Care a fost motivația? Pentru că, cel puțin la nivel... La nivelul prestației artistice, ați fi găsit și în România echivalent fără doar și poate. Da, mă gândesc că poate au fost altele, nu, alta pentru, a fost rațiunea. Nu, pentru cei trei actori aveam nevoie de un american, de un francez și de o italiancă. Și care ați vrut chiar să fie nativi. Și, da, da, nu puteau fi actori români care să interpreteze. Nu, am vrut să filmul să fie în autentic. Cheie de autenticitate, da, cum spuneți. Și apoi... imaginea lui Mickey Rourke mi s-a părut că aduce foarte mult cu modul în care văd eu astăzi America și spun, ăsta e actorul pe care îl vreau și într-adevăr a venit cu stilul lui american și a și influențat foarte bine interesant, personajul. Adică nu v-ați gândit că numele lui pe afiș poate e mai atractiv sau asta v-ați gândit la... Putea fi, dar am avut altă opțiune, care Andy Garcia, care ar fi dat o greutate mult mai mare filmului, dar venea ca așa, cu figura unui diplomat autentic. Mie nu îndeplinea criteriul al doilea, da, pe care l-a spus. Trebuia un extravagant și a fost Mickey. Bine găsit, dacă e să mă întrebați pe mine. Și mie mi s-a părut că era... Unora le place, altora li se pare că a fost forțat. Cu ei cum ați lucrat? Foarte bine, foarte bine, cu toți. Dar dacă ar fi să fac un clasament, cel mai bine am lucrat cu Elisabeta Pellini, cu actrița din Italia, care este o actriță foarte, foarte talentată, foarte serioasă. Pe mine m-a impresionat foarte mult colaborarea cu ea. A înțeles foarte bine personajul și în continuare cred că face un rol foarte bun.
în general, și acum nu mă refer strict la filmul ăsta și la acești actori, în general la filmele pe care le-ați făcut, cum simțiți că se apropie actorii de regizor când acesta nu este un regizor civil, să spunem așa, ci aveți și această calitate care este și vizibilă și foarte importantă? Da, acum să știți că în România sunt regizori de film cunoscuți, au foarte puține filme, iar majoritatea absolvenților studiilor de regie n-au reușit să facă un film, pentru că efectiv un film este un demers greoi. Da, e complicat din multe puncte de vedere. Astăzi, având fiind la al treilea film, nu mă poziționez cu timiditate, ci merg cu toată încrederea pe platou, dar în același timp știu că dacă nu influențează Dumnezeu lucrurile, pentru că se pot întâmpla foarte, foarte multe lucruri acolo. Sunt, pe de o parte, chestiunile acestea tehnice, pe care le întâlniți și dumneavoastră în televiziune. Dar, dincolo de acestea, interacțiunea umană e ca în chimie. Știți, lucrurile nu le mai poți schimba. La un moment dat, un actor se trezește supărat, are o problemă acasă și întâlnește pe altul cu altă problemă și încearcă să liniștești lucrurile. Știți? Întotdeauna, până la urmă, filmul este așa cum vrea Dumnezeu, nu cum își propune regizorul. Iar eu de multe ori rămân uimit cum mi-au ieșit anumite lucruri în altă cheie și la filmare zic, băi, am ratat secvența asta. Și apoi mă zic, nu, ideea mea era proastă, a ieșit mult mai bine decât am scris-o eu sau decât mă așteptam eu sau decât am lucrat-o eu înainte. Da, cât de mult vă implicați la montaj? Sunt total dedicat la montaj. Dar la filmul ăsta, care a fost foarte, foarte greu de montat, pentru că sunt practic două filme într-unul, am lucrat cu un editor foarte bun, Corina Stavilă, și sunt foarte bucuros de colaborarea cu ea, pentru că ea a făcut ceea ce alți montiori nu fac, a venit la filmare, a urmărit și ea tot cum am lucrat și a studiat foarte bine scenariul, încât atunci când am început montajul, am știut unde mergem împreună și lucrurile au funcționat. Ne mai oprim din nou pentru o scurtă pauză de publicitate, revenim, pentru că vom mai discuta și alte lucruri în afară de filme. Publicitate. În direct alături de părintele Ciprian Mega și jurnalistul Mirel Cură. Părinte, dacă îmi dai voie? Da, sigur, te rog. Părinte, e clar că aveți pasiunea asta a filmului, o aveți în noastră, e limpede. Lucrul ăsta e foarte limpede, că altfel nici nu v-ați fi apucat de o întreprindere atât de grea. Ce filme v-au marcat? Ce filme ați văzut și v-au marcat, v-au plăcut? Dar nu numai că v-au plăcut, că multe ne plac, dar v-au marcat. Oh, sunt multe. Câteva. Filme care... Dar nu pot să fac o... Nu pot să fac o listă așa a preferințelor, pentru că din fiecare film mi-a plăcut ceva anume. Și, de exemplu, dacă aș spune acum un film al unui regizor care înțelege cinemaul diferit de cum îl înțeleg eu, și acum alți regizori, prieteni, dacă vor asculta dialogul ăsta, o să spun, nu vine să cred că ai zis așa ceva. Mie mi-a plăcut foarte mult Cinema Paradiso, al lui Tornatore, dar mi-a plăcut de ce? Pentru că eu însumi am trecut printr-o poveste asemănătoare și când l-am văzut, mi-au dat lacrimile. La noi, eu sunt născut în un oraș mic, în Adjud, și biserica în care am fost botezat este gard în gard cu cinemaul, cinematograf care nu mai există astăzi, dar nu mai există de multă vreme. Dar la un moment dat, tatăl meu a vorbit cu proiecționistul să mă ducă sus acolo, cum în cabină, da, și l-am întrebat pe respectivul, mi-am amintit și cum se îl cheamă, domnul Vulpe, nu știu dacă mai trăiește, și îmi zice, eu sunt regizorul aici. Și am
crescut cu ideea că domnul Vulpe este regizorul. Îl vedeam pe stradă și spuneam, asta e regizorul. Da? Și mi-a explicat și de ce. Pentru că avea găini acasă și trebuia să ajungă la o anumită oră și tăia din film și toată lumea îl înjura. Dar el spunea, eu sunt regizorul. Și atunci... Da, bine, Cinema Paradiso e o capodoperă. Și când am văzut Cinema Paradiso și da, copilașul acela da, sus, da, zic, asta e de fapt întâlnirea cu cinematograful. Da, 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 excelent. Da. Și apoi în Cinema Paradiso apare o proiecție într-o biserică. Da, știți? Da. La mine a fost lângă biserică și filmul pe care l-am făcut eu este cumva făcut în pridvorul bisericii. Toate cele trei filme am avut grijă să aibă legătură cu biserica atât ca și realitatea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, dar și cumva fizic. Topografia, locație. Da, bisericile pe care le-am construit apar în filme. E o marcă pe care o lăsați. Da, e semnătura autorului. Semnătura autorului. Că, așa cum e, de exemplu, Tarantino. El apare în filme niște roluri de-astea foarte mici. Da. Cine nu-l cunoaște, nici nu-l observă. Da, uitați, sunt... Și apropo, iertați-mă că vă întrerup. Marea durere a fost când am citit într-un articol că Tornatore a fost bătut pe străzile din Roma de un român. Știți? Și spun, domnule, uite cum s-au răzbunat pe... Un foarte mare regizor. Eu nu cred că o să vă zică nimic niciun coleg regizor. Nu o să vă... Am vrut să-l întâlnesc, dar am avut reținerea asta. Zic, l-a bătut un român. Da, l-a bătut un român, fuge de mine. Părinte, uite, sunt opinii și iar eu subscriu. Potrivit cărora, creația artistică nu oferă învățăminte sau soluții, nu judecă, nu condamnă pe nimeni. E pur și simplu problematizantă. Deci doar arătăm problemele care sunt, lăsând spectatorului, publicului, latitudinea să vibreze, să rezoneze cu ele. Și pornind de la această opinie pe care o împărtășiți sau nu o împărtășiți, vreau să vă întreb cum e cu cele trei haine pe care le purtați, și asta nu știu cum le purtați, succesiv, alternativ, toate deodată, cea de om al bisericii, de slujitor al bisericii, de artist și de cetățean interesat de problemele societății. Eu sunt preot din momentul în care Dumnezeu mi-a îngăduit să-i slujesc prin slujirea la altar. Și preot sunt și pe platou de filmare, preot sunt și dacă merg la pescuit, eu nu sunt pescar și nu merg la pescuit, dar dacă aș merge, tot preot aș fi. Dacă aș merge la un meci de fotbal, tot ca preot merg, pentru că nu e o chestiune, preoția nu e o chestiune pe care o părăsești la un moment dat și o reiei. La fel ca și căsnicia. Ești soțul unei femei toată viața, pentru că ai făcut un legământ înainte ca biserica să ți-l consfințească. Ai ales o cale, nu? La fel cum ești părinte. Ești părintele unor copii fără să ai o perioadă de concediu de la paternitate. La fel cu preoția. Nu există o perioadă în care punem pe stop preoția și apoi o reluăm. Și iar dacă mă întrebați așa cu perioada aceasta în care se derulează filmările, eu am slujit întotdeauna când am și am căutat să slujesc cât mai mult. Ca eu să mă refeream în sens metaforic, nu cum ați gestionat efectiv timpul fizic. Am slujit și efectiv, pentru că am simțit că puterea de a discerne lucrurile, pentru că e nevoie de un discernământ puternic în momentul când ești pe platou de filmare ca regizor. Iar puterea aia vine tot din întâlnirea asta cu Dumnezeu, extraordinara șansă pe care o avem, care este liturghia. Da, să știți că, de fapt, sensul întrebării era pentru că, în general, opera artistică, mai ales cea individuală, ea trebuie să fie impersonală, deci să nu reflecte o experiență proprie. Operele de artă nu se fac la persoana întâi. Nu putem fi subiectivi. Nu putem depăși subiectivismul acesta. Nu, n-am spus să depășim subiectivismul, dar nu o facem la persoana întâi. Important este să nu slujim unei propagande. Exact. Asta urma să adaug. Și trebuie să fie separat de orice ideologie politică sau și religioasă. Că și religia, sau dacă totuși ești
ești convins de o anumită ideologie, nu poți face abstracție, știți? Acum, eu trăiesc creștinismul. Creștinismul este un stil de viață în Hristos pe care l-am asumat ca atare și în care mă regăsesc. Filmele mele vor fi întotdeauna mărturii creștine. Și dacă nu apare niciun preot în film, și dacă nu apare nicio cruce, și dacă nu se face nicio referire la Dumnezeu, dacă voi face un film în felul acesta vreodată, la final, problematica este tot creștină. Pentru că nu pot ieși din chestiunea aceasta. Și până la urmă, marile întrebări ale cinemaului din ultima sută de ani, nu? Că atâta avem de istorie a cinemaului, marile întrebări au fost tot creștine, chiar de la regizori care s-au declarat atei. Pentru că nu există o problematizare mai puternică în lume decât a adus Evanghelia. Și nimic n-a fost mai scandalos în lume, nici măcar filmul meu 21 de Rămit, decât Evanghelia lui Hristos. Da, și mie mi se pare, de exemplu, profesorii de la Facultatea de Jurnalism, sigur, profesorii n-au o oră de presă, dar nu despre asta este vorba, spun jurnalistului că trebuie să fie obiectiv. Mie mi se pare că este o prostie incomensurabilă. Ne naștem subiectivi și forță ne recalibreze. Pentru că ziaristul când scrie, nu scrie un proces verbal milițienesc de cercetare la fața locului. I-am găsit șapca la 15 centimetri de bordură. Și atunci, ziaristul nu trebuie să fie, trebuie să fugă de obiectivitate. Trebuie să fie cras subiectiv, dar prin prisma moralei, în folosul cetățeanului, etc., etc. La fel și artistul. Păi n-a fost Fellini subiectiv? N-au fost mari regizori, mari scriitori, mari creatori, mari pictori, mari artiști ai lumii? De Fellini mă leagă ceva, dacă tot a spus. Faptul că și m-a și inspirat când am hotărât să merg la festivalul de la Moscova. Fellini a mers prima dată la Moscova în 62, când erau, sau 63, când erau problema cu rachetele. Da, în Cuba, criza rachetelor. Da, cubaneză. În Cuba, da. Păi, spuneți, m-a inspirat lucrul ăsta. Dacă Fellini a mers, mergem pe același drum. Dar spuneați că filmul, cel puțin ăsta, este pentru spectatorii români, nu pentru spectatori de altă limbă. Absolut. Păi și atunci de ce ați mers la Moscova? Pentru că trebuie să aibă și filmul o premieră. Noi am încercat o premieră în România, în toamnă, și presa înregimentată n-a scris nimic despre film și oarecum... Bine, au fost și proiecții anulate la intervenții politice în diferite localități și atunci demersul nostru a fost, deși nu înțeleg ce a fost în mintea lor, dar demersul nostru a fost restrâns. Și pentru a revitaliza acest proiect, producătorii, Silviu Ciobanu, care este și finanțatorul filmului, și soția mea, s-au gândit și au început să discute cu festivaluri occidentale. Am avut la un moment dat și un contract cu un agent internațional pentru a-l duce la un festival important. Și ne-am spus, uitați, dacă voi veți hotărâ să facem lucrul ăsta, undeva în Adevărul sau în, știu eu ce altă, Presoan, vă scrie undeva într-un colț, a fost la Cannes sau la Veneția filmul nostru. Dar eu vă propun altceva, pentru că ei, asta însemna să și mutilăm filmul ca să semene cumva cu rețeta lor. Și să-l digere ei. Da, respectivul agent, știți? Da. De fapt, e o doamnă din Olanda. Dar eu zic, dar dacă mă veți asculta și vom merge la Moscova, unde ne-a invitat Nikita Mihalkov, se vor irita oamenii atât de tare încât se va lovi despre film și filmul va ajunge la spectator. Ceea ce s-a și măcar din curiozitate îl vor vedea unii, dacă nu din pasiune. Pe de altă parte, și la Moscova am supărat cel puțin la fel de mult ca și în România. Da, am citit era și că i-ați enervat și pe aia. Ceea ce înseamnă că filmul s-a făcut. Asta nu s-a auzit în nici la Moscova nu s-a auzit că am supărat în România. E zidul acesta... Trăim în lumi paralele? Trăim în lumi paralele și fiecare cu propaganda lui. Până la urmă e și corect, fiecare susține propria propagandă. Dar printre propagandele acestea, care nu mai sunt, cum spuneam, în pauză, nici de stânga, nici de dreapta, ci pur și simplu frizează absurdul,
trebuie și noi să ne găsim calea de a mai respira în lumea asta în care ideologiile ne-au deci eu zic pus asemenea presiune. Asta a fost o mișcare foarte inspirată din acest punct de vedere. Da. Deci dacă vă asumați după aia și hate-ul care a venit la pachet și atacurile concertate din diverse zone, ca și notorietate, cu siguranță, și ați stârnit curiozitatea multora și l-au zis, da, acum întrebarea este, deși demersul și-a făcut datoria, de ce ați ales varianta să-l dați la liber pe YouTube? Pentru că după revenirea în țară de la Moscova, mai ales că era interesul ăla pentru film, pe Netflix n-am fi putut ajunge la o înțelegere cu Netflix-ul pentru un film care a încălcat standardele comunității, nu? Nu avea sens să mergem... Dar existaseră discuții preliminare înainte să... Nu, am avut un film pe Netflix și sigur că puteam să-l dau și pe ăsta dacă rămâneam în zona cu minte, în care se manifestă cineaștii liniștiți, cineaștii care respectă mediul înconjurător politic. Dar dacă am ales altă cale, atunci a trebuit să facem haiducia până la capăt și filmul să ajungă cu orice... Da, cu orice... Producătorii și-au asumat niște pierderi în felul ăsta. Și-a asumat domnul Silviu Ciobanu, finanțatorul filmului, și chestiunea aceasta e foarte impresionantă, pentru că oameni de genul ăsta, asemenea mecena, nu se mai nasc astăzi. El se investească într-un film, într-o idee în care crede, el este un om de biserică. Noi ne întâlnim în fiecare dimineață la liturghie. Un om care înțelege demersul ăsta în latura lui duhovnicească. Și să-și asume că filmul merge la liber pentru a se întâlni opera noastră cu spectatorul, a fost o chestiune foarte curajoasă. În același timp, este o problemă pe care o reclamă toată lumea. În România noi nu avem săli de cinema pentru filmul românesc. Chiar atunci când vrei să promovezi un film românesc, să-l duci în cinematografele din mall-uri, de exemplu, îl pun de obicei în condiții foarte proaste, la ore foarte proaste, taxele pentru a-l duce sunt foarte mari, pentru că producătorii sau distribuitorul în general trebuie să-și asume anumite cheltuieli, pentru că patronii de lanțuri cinematografice nu-și asumă niciun risc pentru Absolut. Chestiunea asta. Pentru filmele românești. Filmele străine au altă, altă deschidere. Chiar, apropo de lucrul ăsta, când ne-am întors de la Moscova cu domnul Vișan în aeroport în Cluj, am observat că unii se uitau la noi cu bucurie, alții cu reținere și inclusiv polițistul de la vamă și domnul Vișan zice, părinte, hai să-l arătăm viza de America, că am intrat în țară la noi. Da, nu știu, e așa de... Este o prostie, într-adevăr. Și tot în registrul ăsta și da. Chestia asta cu cinematograful. E o prostie, într-adevăr, și... Dar vă dați seama că această situație își va pune amprenta și pe eventualele producții ulterioare, că deja aveți cartea de vizită făcută. Indiferent de cum vor fi următoarele filme, se da, pare că... Da, e o chestiune pe care mi-am asumat-o. Până la urmă, vedeți, fiecare film nu atrage după sine o carieră în cinematografie. Eu fac filmul ăla ca și cum ar fi ultimul film. Iar atunci când filmul mă provoacă să-i decid soarta, să mergem undeva, pun, îl susțin până la capăt, dacă dumneavoastră m-ați invitat la emisiune. Iar eu, în zona mea de confort, aș vrea să nu vin. Dar apoi am zis, dacă trebuie să vorbesc despre film și filmul are nevoie de sprijinul meu, acum, fiind un demers al unei echipe, dar până la urmă eu trebuie să-mi asum poziția din film, trebuie să merg și să vorbesc despre filmul ăsta oricât de inconfortabil mi-ar fi mie. La fel și cu festivalul. Dacă am considerat că festivalul de la Moscova, întâmplător în film chiar se vorbește despre festivalul de la Moscova pentru că am fost cu filmul anterior și am avut o experiență similară, dacă ăsta este drumul, cu atât mai important este că e un drum diferit. Spunea la un moment dat Eugen Ionescu că oamenii nu sunt obișnuiți să
să gândească diferit. Dar de fapt de a gândi diferit înseamnă realmente să gândești. Nu există gândire înregimentată. Nu aia există numai uniformizarea gândirii. Asta înseamnă să gândești, să gândești diferit. Acum, părinte, discutând așa foarte lumește, să-i zic, ați spart un zid. Iar următoarele filme ale dumneavoastră vor fi privite atât de fanii dumneavoastră, de cei care vă admiră măestria regizorală, cât și de ei luați din curiozitate. Adică, mie mi se pare că ați făcut o mutare deșteaptă din punct de vedere al marketingului, din punct de vedere al spargerii unor bariere. Pentru că eu nu v-aș dori ca și în cazul următoarelor filme pe care să vă ajute Dumnezeu să le faceți, investitorii tot așa să piardă bani. Eu chiar aș vrea să existe și profit. Și ei cred că și-ar dori. Și ei și-ar dori săraci. Da. Credeți că ar fi fost probleme cu difuzarea filmului, cum spuneați, la Netflix, de exemplu, sau pe alte platforme de streaming, doar dacă era doar participarea la festivalul de la Moscova, sau cumva sau și tema. Cel mai mult a scandalizat ce a fost pe lângă, întâlnirile pe care le-ați avut acolo? Ce a fost pe lângă, tot contextul acesta, apoi problematica filmului, dar asta ar fi depășit oarecum granița unei companii internaționale. O problematică care să pună chiar atât de mari probleme. Nu, poate la noi, în România, în an electoral, contextul ăsta conta foarte mult, dar filmul ar fi mers pe o platformă, cu siguranță, în condiții bune. Dar dacă... E un film care spune o poveste despre România. Asta am vrut să transmit cu filmul ăsta, o poveste despre România. Atunci, povestea asta... Se spune cu durerea asta românească, inclusiv cu piedicile acestea care vin la pachet cu condiția de a fi român. Și face parte, nu? Deci face parte, nu putea fi altfel. Demers, nu se poate altfel. Ne mai oprim din nou pentru câteva minute de publicitate, revenim ulterior. Am revenit în direct, dezbatem în această seară împreună cu părintele Ciprian Mega și cu jurnalistul Mirel Curea. Părinte, am remarcat, și asta cu siguranță va aparține de la nivel de scenariu, mă rog, cineva ar putea spune că chiar că aveți umor, deși nici pe departe nu era vorba de așa ceva, din numele pe care le-ați dat personajului. Arhiepiscopul este, avem Nicăr și Zădărniceni, da. Părintele de Sagă, comunicatorul Porumbacu. Cum v-au venit numele astea? Păi, v-am spus că fiecare vine cu o lume și totul se termină. Nicării și Zădărniceni este episcopia. Totul se termină cu zona asta și oarecum a fost și profetică, pentru că după ce am, noi partea aia cu Zădărniceni am filmat-o în 2017 și apoi prin 2019 am început chestia asta cu Zădărnicirea, la noi Zădărnicirea, și zic, uite că am deschis un termen. Am încercat să duc lucrurile până la limita de jos a ridicolului, să nu devină ridicole, dar să problematizeze foarte mult, știți, foarte mult. Uitați, mi-a dat chiar acum, în pauză, o bună prietenă, mi-a dat un mesaj, s-a uitat la noi și a văzut și filmul și mi-a zis așa, Ciprian Mega este un apostol contemporan. El vrea să-i îndrepte pe cât mai mulți, dacă nu pe toți, și astfel să-și împlinească chemarea și să se mântuiască. Mulțumesc, acum e... Exagerează. Sigur. Bine, da. Și nu să sunteți modest. Nu, dar dacă luăm termenul acesta de trimis, că asta înseamnă apostol, atunci noi toți preoții, prin vocația aceasta sacerdotală, aveți, suntem trimiși în lume. Și apoi și artiștii sunt apostoli în felul lor. Atâta timp cât respectă, cum spuneam la începutul emisiunii, chipul lui Dumnezeu. Da, care credeți că este misiunea artistului în general? Misiunea artistului este de a căuta adevărul. Asta cred că este misiunea lui. De fapt, asta am crezut dintotdeauna și cu timpul
mă conving din ce în ce mai tare că artistul este cineva care este întotdeauna în căutarea adevărului. Altfel, mulți se recomandă a fi artiști, dar... Da, e suficient să fii în căutare sau trebuie să-l și găsești? Că asta cu adevărul totuși e destul de relativ. Știți cum e? Adevărul meu, adevărul tău... Aici este problema, că fiecare trăim, cum spuneam mai devreme, realități diferite. Dar adevărul, până la urmă, venind în creștinism, adevărul nu este o noțiune, ci este însuși Hristos, Dumnezeul nostru. Și adevărul împărăției lui Dumnezeu, tot Evanghelia ne duce pe drumul acesta unic al pocăinței, al apropierii de Dumnezeu și al iubirii către aproapele. Iar drumul e unul singur. Îl vedem în finalul filmului Piesă neterminată pentru pianină mecanică. Unul din filmele mari. Ce dar să nu spuneți cine e regizorul, pentru că o să fiți... Da, numina odiosa, Nikita Mihalkov, da? Și filmul se încheie cu un băiețel care doarme, se întoarce și raza soarelui iluminează pieptul și pe piept are o cruce. Și din off se aude o voce care spune ce rost are un drum care nu duce la biserică. Da. Asta cred că treaba artistului, dacă ar fi după mine, asta ar fi. Asta ar fi treaba artistului. Drumul către, că la adevărul absolut, nu. Drumul procurarei din film tot către biserică duce. Și drumul fratelui ei, că ați văzut referitor la Părintele Alexie, până la una spiritualitatea duce greșit, pentru că fratele ei se sinucide, asta e sugerat în film. Dacă nu revenim la o spiritualitate autentică, în lucrarea Duhului Sfânt, o spiritualitate care ne dezbracă de noi înșine, ca noi să ne privim în oglinda reală și să fim noi înșine în căutarea adevărului, așa cum ar trebui să fie artiștii, cum spuneam, dacă nu revenim și noi ca popor, vom rătăci aiurea. Noi trebuie să ne redescoperim, asta simt eu acum în acest moment și am simțit și când am făcut filmul acesta, simt că trebuie să ne redescoperim ca națiune. Și drumul ăsta nu poate fi separat de biserică. Părinte, să știți că, indiferent de cum gândiți noastră și vedeți noastră lucrurile, publicul și anumiți comentatori vor interpreta demersul noastră ca fiind unul îndreptat și împotriva bisericii, chit că se referă la niște aspecte cărora nu se pune la îndoială veridicitatea. Uh-huh. Asta era ideea, dar sunt lucruri despre care vorbim și lucruri despre care nu vorbim. Și dacă este un obicei ca, nu știu, în filme, în general în opere de artă, să se trateze astfel de subiecte, probabil că așteptările erau mult mai limitate în ce privește un slujitor al bisericii. Cum gestionați chestiunea asta? Pentru că, indiferent cât de mult răzbate în spațiu public, eu sunt convins că niște supărări, niște tensiuni există. Sunt și le resimt și eu, dar până la urmă nu mă tem să nasc controverse și nu mă tem nici ca filmul meu să scandalizeze. Așa cum nu mă tem nici prin predicile mele sau prin propovăduirea mea de zi cu zi să problematizez. Și vă dau un exemplu care oarecum pentru mine este elocvent. În Oradea, când mi-am început slujirea, am început într-o biserică modestă, o capelă improvizată din lemn. Și în 2020, în pandemie, am hotărât să o demolăm și să construim o biserică, decizia a fost a mea, o biserică nouă. Dar în prima zi, când am demolat biserica, rămăsese cumva... Dar și ați făcut, întâi ați demolat-o pe cea veche, da. Și pe urmă ați construit-o pe cea nouă? Da, păi n-aveam la dispoziție decât terenul pe care deja era construită biserica veche și de care mulți oameni erau atașați. Și după prima zi de demolări, că a fost o echipă foarte mare, am muncit, că am vrut să fie repede, cât mai repede, știți? Construisem un cort pentru slujbele provizorii, dar oricum era o situație că eu înțelegeam de ce e nevoie de biserică și oamenii nu înțelegeau toți, normal. Și când după prima zi, seara, și ploua mărunt, am văzut, rămăsese doar turla din biserica veche, oarecum stătea să cadă, urma să fie demolată a doua zi și o cruce în vârf,
Noaptea aceea am mers, cred că din două în două ore la, să văd ce am făcut și nu venea să cred. Și dimineața, la ultimul drum, înainte să vină muncitorii, dimineața pe la 7-6:30, în proximitatea bisericii sunt două spitale. Și o doamnă, ieșind din spital, zice, ce ai făcut, popă necredincios? Și eu zic, doamnă, credeți-mă că nu știu. Apoi, la 9 luni, am construit biserica rapid. După 9 luni, eu nu i-am reținut chipul doamnei respective, a venit să-și ceară iertare. Dar zic, credeți-mă că eu mă criticam mai rău decât mi-a zis dumneavoastră. A fost un pansament pentru sufletul meu ceea ce a spus. Așa și cu filmul. Cred că trebuie să demitizăm cumva spațiul acesta, pentru că noi ne raportăm greșit la România. Mereu spunem că România a fost vândută, că nu mai avem activele țării, că totul este compromis, dar nu percepem România în dimensiunea aceasta a națiunii române. Ori ca să o regăsim, trebuie cumva să deconstruim ca să putem reconstrui ceea ce trebuie să demitizăm. Și eu asta am încercat prin film, să demitizez un spațiu care până la urmă trebuie să rămână autentic și să ne redescoperim pe noi înșine. Da, și mă rog, cei care au impresia că accentele astea critice, care nu au fost niște accente năpraznic de ascuțite. Eu am salvat fiecare personaj, pe fiecare l-am privit cu milă. Dar nu, filmul ăsta arată o chestie foarte onestă și foarte, cum să zic, care nu ne cade rău. Da, domnule, și biserica, și preoții, și credincioșii, toți suntem români. Da. Nu sunt unii niște preoți, niște extraterestri perfecți, care la un moment dat încep să comită erori. Aoleu, cum să comită extraterestrul ăsta perfect erori? Nu. E alcătuită din oameni. Plus că să nu uităm că povara pe preoți este uriașă. Răspund în mit. Povara e uriașă. Nu stăm noi să-i judecăm. E o prostie chestia asta. Poți să-l judeci pe preot. O jurnalistă la Moscova, critic de film, m-a întrebat de care personaj sunt cel mai atașat și de care personaj, care personajul disprețuiesc. Și zic, nu, toate personajele le iubesc și în fiecare mă regăsesc. Zice, și atunci ce v-a plăcut cel mai mult să fiți când a scris scenariul? Zic, Securistul Vali. Că este nota României. Da. Părinte, ați declarat, la un moment dat și am citat această declarație în introducerea pe care am făcut-o la emisiune, spuneți așa, nu mă asociez cu viziunile politice ale nimănui, ci doar cu Evanghelia lui Hristos și propria mea înțelegere asupra lumii. N-am niciun motiv să nu vă cred sau să pun la îndoială acest lucru. Puteți să puneți la îndoială, dar eu asta spun despre mine. Știu, dar însă să o luăm invers un pic. Nu vă deranjează ca anumite cercuri, să le spun, sau grupuri, să preia din ideile noastre, să folosească în scopul lor partizan? Pentru că la un moment dat există niște puncte de tangență? Nu, am rămas pe o poziție, să zic, singulară, pentru că am deranjat și în stânga și în dreapta. Am deranjat și în România și în Occident și în Rusia. Am deranjat și progresiști și ultra-ortodoxi, încât eu am rămas pe poziția mea, iar filmul a rămas el pe drumul lui și nu reprezintă viziunea nimănui, ci e o viziune distinctă în tot spațiul acesta. Clar că reprezintă viziunea noastră, dar, nu știu, pot fi luate elemente, idei și... Se tem toți. Poate că ar vrea USR-ul să se apropie de filmul ăsta, dar ideologia lor neomarxistă îi ține departe că așează în zona aceasta a euroscepticismului, în zona aceasta conservatoare pe care o numesc ei. Pe partea cealaltă, oamenii care sunt obișnuiți cu taburi legate și de biserică, și de România, și de modul nostru de a relaționa, totuși privesc cu neîncredere. Sunt de acord, dar parcă n-ar trebui să se spună lucrul acesta. Eu am încercat să dau la o parte perdeaua aceasta a ipocriziei și să spun unde suntem noi. Și când pun oglinda aceasta,
cu onestitate, mă văd pe mine întâi în film și apoi fiecare se poate vedea cum vrea în filmul ăsta. Și eu cred că ați făcut foarte bine, deși eu v-am și spus înainte de emisiuni, recunosc că singura zonă în care eu m-am autocenzurat și în care am cenzurat și în ziarele pe care eu le-am condus și depindea de mine, articolele urâte la adresa bisericii, a preoților și a credinței. Adică am fost drastic aici. Și foarte bine ați făcut, pentru nu că știu. Un articol de presă nu îți permite nuanțarea. Eu m-am gândit că fac mult mai mult rău decât bine și eu chiar cred în chestia asta așa de suetă că jurnalistul trebuie să fie servitorul cetățeanului și un servitor de bună credință. Nu să lămuri nici acum. Pentru că, într-adevăr, am băgat sub preș și m-am făcut că nu văd lucruri grave. Dar am considerat că sunt niște erori individuale, generate de persoana, strict de persoana X sau de persoana Y. Și că dacă eu m-aș referi la ele, aș arunca o anatemă pe biserică, pe credincioși, aș da apă la moară tâmpiților, ateilor, etc. Și am tot neomarxiștilor așa. Acum, faptul că, sau cel puțin asta am înțeles eu din filmul nostru, că dumneavoastră ați arătat că oameni suntem peste tot și că suntem de fapt eșantioane reprezentative și jurnaliștii, și preoții, și medicii, și toată lumea, niște eșantioane reprezentative ale poporului român, eu cred că ați făcut un lucru bun. Folositor, nu bun, da. Folositor. Cheia filmului, dacă vreți, legată de emisiunea noastră, este replica primarului Burduce, interpretat de Dorel Leșan, am fost proști, domnișoară, știți? Cam aici da. Văd eu. Da, cam aici suntem. Cam aici, da. Cam paci, da. De aflăm. Nu, da. Până acum da. Am fost proști, da. Dar am rămas da. În, da. În cremeniți, da. În proiect, da. Ca să-l da. Cităm pe pleșul. Da. 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 Părinte, la primul film, Dimineața care nu se va sfârși, pentru acel film, ce v-a motivat să-l faceți? Ăla a fost debutul meu în cinema. Eu am slujit o perioadă în Cipru și... O, unde e arhiepiscopul, unde e... Macarius. Da. Da, da. Și în Cipru, deși am început slujirea ca preot al unei parohii de limbă greacă, intram în contact cu românii din... Vorbiți grecește? Vorbesc grecește, da. Și slujesc în grecește. Intrând în contact cu românii din zona limitrofă a Nicosiei, inevitabil... Am început să-i spovedesc, să le botez pruncii, să-i cunun și... Să ne aflați problemele. Ușor, ușor, ușor am început să construim o biserică. Lucrul ăsta era o utopie pentru Cipru și, în general, pentru o biserică autocefală, o țară cu biserică autocefală, cum să... vine străinii să construiască... De parcă și rușii încercaseră să construiască o biserică. Rușii încercaseră și au și reușit ulterior, dar între timp am intrat eu pe breșa aceasta deschisă de ei și am construit o biserică maramureșană, am adus-o din Maramureș, în Cipru, și acum, din mila lui Dumnezeu, se slujește acolo dumnezeiască liturghie, românii se adună la biserica respectivă și spun că... Se slujește în românește? În limba română, da, e preot român, acolo un preot ales de mine. Și mă bucur că am lăsat urma aceasta în România, în Cipru, urma aceasta românească, pentru că istoria, desigur, istoria e recentă a comunității românești din Cipru este destul de greoaie pentru conștiința noastră națională, pentru că a fost foarte multă suferință, suferință care se... regăsește și în film, dacă ați văzut filmul, personajul acesta, Eva, o prostituată care se pocăiește și ajunge în apropierea aceasta intimă a lui Dumnezeu pe patul de spital înainte de a muri. Prin drama aceasta au trecut foarte multe suflete acolo și nu neapărat sufletele acestea ale fetelor care au mers acolo pentru prostituție, cu girul autorităților române. Lucrul ăsta este foarte dureros. Al Ministerului Muncii de atunci, al Ministerului de Externe, Ambasada României a știut întotdeauna ce se întâmplă acolo. Era un centru de plasament, practic. Un centru de plasament, da. Și
chestiunea asta nu s-a întâmplat numai în Cipru, cu siguranță s-a întâmplat și în Italia și în Spania, la nivel poate mult mai mare. În Turcia. În Turcia mai ales. În Cipru primeau viza de artistă. Da. Iar lucrul ăsta a fost stabilit împreună cu Ministerul Muncii din România. Da. Cine primea viza de artistă mergea pentru asemenea lucruri. Da, am scris pe tema asta în anii 90 mult, că atunci se... Da. Și mi s-a părut că... Da. Îngrozitor. Povestea aceea a comunității românești... Dar povestea din film era chiar reală sau era doar inspirată? Inspirată de mai multe cazuri. Dar, până la urmă, povestea aceasta a românilor ajuns și acolo, la porțile Orientului, într-o insulă din Mediterană, trebuia să o spună cineva. Și cine să o spună dacă nu preotul comunității? Și asta m-a ajutat și să fac primul film de lung metraj, care a ajuns la inimile oamenilor, mai ales la inimile celor din străinătate. Filmul Dimineața care nu se va sfârși este unul din cele mai vizionate filme românești din ultimii ani. Și lucrul ăsta, sigur că mă bucură. El are poate și neajunsurile unui debutant, dar am fost într-un demers sufletesc, onest în realizarea acestui film. Viața bate filmul și atunci dacă subiectul este ofertant, celelalte lucruri pot cădea în plan secund. Și a fost o întâlnire fericită, cum vă spuneam și în pauză, cu prietenul meu, Liviu Mărghidan, care este directorul de imagine a toate cele trei filmele pe care le puteți viziona. Și această întâlnire cu el a făcut posibilă realizarea acelui film. Ăsta a fost pe Netflix, nu? A fost pe Netflix, da. Eu acolo l-am vreme văzut. De 5 ani a fost pe Netflix. Da. Iar Glasul care strigă în pustie n-a fost pe rețele. Nu, pentru că Glasul care strigă în pustie a avut parcursul acesta că în 2022 a fost la Moscova și s-au închis toate ușile acestui film, dar acum, după experiența din 2022 la Moscova, știu cum să o gestionez eu de data asta, încât eu am trimis în România poza cu Zaharova, nu au aflat-o jurnaliștii, Și zic, acum prietenul dumneavoastră, domnul Bănescu, mi-a făcut un serviciu, va trebui să-l plătesc cândva, sau să-i fac cinste într-un fel, că a reușit să declanșeze mecanismul acesta în care noi ne-am făcut publicitate filmului, Să plătim nimic. Și la un moment dat mă înscriau preoții, te-a atacat Bănescu, zic, să-i dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută! Nu știu dacă din întâmplare sau din noroc, a scris și într-un limbaj în care se înțelegea ce spune. Adică oamenii chiar au înțeles pe Da, că nu se de obicei într-o permanentă indigestie. Și ne oprim pentru ultima pauză de publicitate din seara asta. Revenim în câteva minute pentru concluziile acestei serii. Pentru concluziile acestei dezbateri, alături de părintele Ciprian Mega și de jurnalistul Mirel Curea. Părinte, întrebarea de 1000 de puncte de final. În ce măsură filmul ăsta, 21 de rubini, este despre dumneavoastră? Acum, în fiecare film, orice autor pune ceva din sufletul lui. Nu-mi dau seama, e despre noi. De fapt, în filmul ăsta, 21 de rubini, eu am păstrat o distanță foarte mare, încât să nu v-ați identificat cu niciun personaj. Nu, vă răspundeam mai devreme că m-am identificat cu toate ca stare emoțională, dar eu nu am nimic din parcursul vreunui personaj. Și nici de vorbele pe care le-ați pus în gura unuia sau altuia. Adică n-ați vorbit prin ei explicit. Ce am încercat să-i las pe ei să vorbească. Adică eu, de exemplu, am întâlnit un protopop ca acela din film, un episcop ca acela din film, părinți, îmi întâlnesc mereu la spovedi ca oamenii aceia care sunt părinții procuroare, procurori de genul acesta, cu aceleași dileme. Și medici, cum e medicul ginecolog care ajunge să transmită femeia aceleia
triste procuroarei că nici măcar sarcina n-a putut să o ducă până la capăt. Toate aspectele acestea cumva le-am întâlnit în viața asta și traumele acestea. O fi simțit copilul la ceva, da, și n-am mai vrut da, să... Da, da, da. Și am interacționat cu oameni care aveau zbaterile respective și am încercat în film să le dau voie să vorbească. Acum, sigur că apare nota aceasta subiectivă și oarecum despre mine, pentru că fiecare personaj vorbește așa cum l-am auzit eu, nu cum l-a auzit cu tare sau cu tare, ci așa cum l-am auzit eu. Eu așa l-am auzit pe primar vorbind, eu așa l-am auzit pe securistul acela care astăzi poate fi identificat cu celebrul Coldea, așa l-am auzit eu vorbind de pe, din piscină, așa l-am auzit vorbind pe patriarh în pandemie, nu? Când cu siguranță ar fi vrut să formuleze un alt discurs public al bisericii, dar a fost constrâns de sistem, a încercat să salveze situația când era greu de salvat, greu de salvat, pentru că fiecare ne-a raportat diferit, fiecare am suportat realitatea aceea care a fost una dureroasă, o experiență dureroasă pentru întreaga omenire, dar și pentru noi. A fost eu nu mă pot raporta, de exemplu, la perioada pandemiei, decât la momentul în care intram în biserică și biserica era goală și eu trebuia să slujesc singur și lucrul ăsta a rămas un bagaj emoțional în sufletul meu, care sigur că m-a influențat în film. De-aia procurarea când intră în biserică, intră într-o biserică goală. E o chestiune, o traumă pentru un preot, să vezi, și pentru orice creștin. Eu rețin așa în perioada aia când pensionarii aveau o oră sau două la dispoziție, nu mai știu cât... La prânz. La magazin. Da, țin minte cum veneau și sărutau zidul bisericii. Noi aveam biserica în construcție, sărutau zidul bisericii și plecau. Momentele alea mi-au lăsat o amintire pe care trebuie cumva să o transmit și să spun că noi am fost proști, ca să reiau discursul. Părinte, eu cred că noi, deși români avem foarte mult umor, nu am luat lucrurile așa cum le-am văzut eu și cum le-am luat eu. Nu că ar fi de capul meu ceva mai mult decât de capul românilor în general. La mine, la biserica de la mine din cartier, Biserica Bazilescu, niște preoți deștepți, cu ușa întredeschisă. Uh-huh. În timpul pandemiei, intra lume și ieșea lume. Când am ieșit la un moment dat și am văzut un echipaj de poliție care am testat și pe ei, a zis, bă, copii, vedeți că ușa are biserica întredeschisă. Și fata dintre ei, da, că și pac, au intrat și ei. În acea noapte de înviere, când nu s-a putut merge la biserică, i-am și spus duhovnicului meu, sunt fericit că sunt prigonit precum primii creștini. Fii atent, eu o să-mi zic, deși mă chemaseră preoții, domnul Mirăm, tu vino încoace. Nu, vreau să-mi aprind lumânarea de la chibrit în balcon, să mă simt prigonit. Și băi, fii atent ca să-i mândrie, trufie, potorește-te. Nici n-am luat lucrurile. A început pandemia, mi-am cumpărat o bicicletă și mi-am făcut o declarație zilnică. Am slăbit să umblam pe bicicletă de înseamnă. Adică am și luat lucrurile într-o... Eu am abordat puțin diferit. Atunci mie nu venea să cred totuși că nu vom fi de pași la biserică. Și în săptămâna mare, luni, în săptămâna patimilor, eram în birou la prefectul de Bihor și am adus cu o solicitare. Zic, domnule, uite, noi avem o parcare foarte mare în fața bisericii și vom încolona oamenii cu voluntari, vom așeza fiecare la 3 metri, noi vom da lumină cu o cârjă telescopică. Am făcut ficțiune, știți? Și toate realizabile. Ne vom îmbrăca cu combinezoane, va fi totul cum... Zic, dar sunați-l pe domnul Arafat de față cu mine. Și domnul Arafat a spus, nu mai insistați, așa vor funcționa lucrurile, nu va fi slujbă. Și atunci am dat seama că am intrat într-o zodie a idioțeniei excesive și că lucrurile astea vor vedea despre libertate. Și au făcut de cap niște standarde Führer SS. Da. Așa e. Dar i-a și luat lumea în serios. Da, uitați, dar acum când... Bine, oamenii erau speriați, cel puțin la început. E adevărat. Și aveai tendința să răspunzi unor astfel de comenzi în speranța că e cineva care știe, poate să ia o decizie pe care tu nu ești capabil să o iei. Noi puteam fi speriați. Dar ei n-aveau dreptul pentru că au o responsabilitate publică. Ei trebuiau să ne calmeze pe noi, dar ne-au indus panica aceasta. Acum când cum au fost alegerile și mai ales acum când vor fi alegeri prezidențiale și pentru Parlament, dacă ar fi dezbateri, dar vedeți că ei ocolesc dezbaterile,
Probabil că ar trebui să vină mai ales partidele mari și să spună, domnule, am acționat așa pentru că ne-am așa știut, ni s-a impus. Ne-am speriat. Da. Ne-am... A fost bine sau n-a fost bine? Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru sinceritate, părinte. A fost o reală plăcere să stăm. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuție. Să sperăm că și cei care ne-au privit au înțeles și poate am mai făcut câțiva curioși care să vă caute filmul. Încă o dată vă spun, este la liber pe YouTube, poate fi văzut integral. Încă o dată vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru atenția, care sunt convins că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine seară de la ora 21. Acum rămâneți alături de Dana Chiara la Metropola TV. Toate cele bune!